în sud, mai exact la Gârla Mare, județul Mehedinți, unde Dunărea sau cea mai rămas din ea curge la nici 400 de metri, recoltele de cereale sunt mici, iar prețurile de vânzare sunt și mai mici. Cornel Stroescu, un investitor serios în agricultura zonei, ne-a declarat că în acest an incapacitatea sistemului românesc de irigații și-a făcut simțită prezența mult mai mult decât în anii precedenți. Investițiile în sistem sunt vitale, spune Stroescu. doar că până acum totul este la nivel de vorbe și promisiuni. Cum se prezintă culturile de primăvară? Văd că aproape totul este uscat. Toate culturile au fost afectate de secetă, greu, rapița. Dacă vorbim de, de producții față de anul trecut, cheltuierile de 3-4 ori mai mari, vorbim de inputuri, motorina s-a dublat, nu mai vorbim de piesele care, piesele de schimb care au trebuit să. Să le avem pentru utilaje. Dacă anul trecut aveam o producție medie de în jur de 8 tone, 8 tone și jumătate la hectar la greu, anul acesta abia am ajuns la 4 tone. Cum spuneam, aceeași tehnologie, ace, aceeași cantitate de, de îngrășăminte, aceleași dacă vorbim de foliar, tratamente și așa mai departe. Producția din cauza secetei. S-a înjumătățit Dacă vorbim de culturile de primăvară Aici e mai mai grav Pentru că la porumb Abia dacă ne scriem la o producție De 3500-3800 E vorba și de hibrizii Care uh, i-am folosit Sunt hibrizi care uh, N-au fost atât de Pretențioși la, la secetă Și am obținut în jur de 4000 4500 de kilograme, dar am avut și alții hibrizi care cu aceeași tehnologie aplicată, care au fost până în 3 tone, 2700 3 tone. Dacă vorbim de floarea soarelui, în jur de 1700 a fost o producție medie de la hectar. Să amortizat, vorbim... se va amortiza cheltuielile da. sau ieșiți da. cu mult de în la pierdere? Prețurile, la prețurile, mai ales că acum au scăzut prețurile, avem pierdere de cel puțin 30% față de, de de cheltuielile care le-am avut. Pentru că, spuneam mai devreme, prețurile la îngreșăminte au fost de patru ori mai scumpe față de anul 2021.